Jupiter Ascending sau Insurgent, la fel ca orice alt film în format IMAX, se văd la fel de bine din primele rânduri, ca și din ultimele rânduri. În timp ce majoritatea sărilor de cinema sunt lungi și înguste, cu ecranul pus pentru a încăpea cât mai mulți oameni, cinematografele IMAX sunt proiectate pentru a aduce publicul nu doar mai aproape de ecran, dar și într-o poziție mai bună față de acesta. Într-un cinematograf de tip IMAX, ecranul se întinde de la podea la tavan și de la un perete la altul și are o formă diferită. Nu este doar mai lat, ci și mai curbat, lucru care creează o experiență de imersie indiferent de locul ocupat în sală. Deoarece într-o sală de cinema IMAX, spectatorii stau mult mai aproape de ecran, imaginile nu sunt doar mai mari, ci și mult mai clare. Echipamentele IMAX și sistemele de proiecție de ultimă generație furnizează imagini clare ca lacrima, cu 40% mai mult contrast și 60% mai multă luminozitate decât în cazul altor sisteme. Fiecare sistem de proiecție este dotat cu un dispozitiv de optimizare a imaginilor, un computer dotat cu un senzor incorporat care monitorizează ecranul asemenea unui ochi uman și face ajustări în timp real. Tehnologia IMAX a revoluționat și experiența 3D, oferind imagini care nu pot fi surclasate din punct de vedere al strălucirii și clarității, prin folosirea a două proiectoare care trimit imagini separate pentru ochiul stâng și pentru ochiul drept, spre un ecran acoperit cu vopsea argintie, cu reflexivitate crescută. Ochelarii 3D separă imaginile, astfel că ochiul stâng și cel drept văd imagini diferite, pe care creierul le combină ulterior, oferind cea mai realistă experiență IMAX cu putință. O componentă esențială a experienței IMAX este sunetul, sistemul de difuzoare care oferă un sunet de 10 ori mai dinamic decât sistemele standard. Spectatorii aud sunete înalte atât de clare încât vor simți și vibrațiile. IMAX colectează date de la fiecare canal individual din sistemul de difuzoare.